numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici Părinte Paroh, preacucernici Părinți Poriști, Excelența voastră, Domnule Senator, iubiți frați și surori pentru Domnul nostru Iisus. Cu o mare bucurie mărturisesc, am pornit și după amiaza aceste zile de a vizita aceste două așezări din Procopiatul Oraliza, Socolarul la ore 16 și iată la ore 6 după amiază, aici la dumneavoastră, la Paroh. Demersul nostru face parte din programul pe care noi l-am implementat la nivelul Procopiatului Oraliza, program care are ca deviză credința mărturisită, un proiect program care de fapt se potrivește cu ceea ce Patriarhia a hotărât ca anul 2010 să fie an dedicat simbolului de credință, crezului pe care noi îl rostim în biserica noastră creștină ortodoxă. Pe de altă parte, însă, vreau să spun că, deși sunt un om foarte informat, nu am știință ca la nivelul Patriarhiei, cuprinsul Patriarhiei Române, să mai existe o episcopie sau un protopopiat care să aibă asemenea acțiuni de genul acesta, când iată, în fiecare duminică, după ce frații, părinți, slujitorii șterge treburile lor pastorale și administrative pe locurile în care a așezat Dumnezeu, ne adunăm unii destul de departe și plecăm într-o așezare și în alta pentru a aduce cu noi bucuria, bucuria împărtășirii credinței în Domnul nostru Iisus Hristos, dar și bucuria de a sluji împreună în diversele localități ale protopopiatului nostru și, nu în ultimul rând, ale eparhiei Caransebeșului. Așa am venit și în această seară cu aceea bucurie la voastră, i-a văzut, nu sunt foarte mulți părinți în corul protopopiatului nostru, dar există o inimă mare care, în fiecare dată, îi dată, îi animă și le dă senzația palpabilă că fac o treabă bună, că nu se mulțumesc doar cu calitatea aceea de simplu preot, am terminat slujba și cu asta ne vedem duminica viitoare, ci au considerat și consideră tot timpul că au în obligația misiunilor această activitate a mărturisirii Cuvântului lui Dumnezeu. Așa ne spune și Evanghelia din această duminică. Cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi despre el, spune Domnul, în fața Tatălui Cel Ceresc. Iar cel care se rușinează de mine, spune, mai departe, Domnul, și eu mă voi rușina de el în Împărăția lui Dumnezeu. Iată că nu facem altceva decât să-L mărturisim pe Dumnezeu preoși și credincioși deopotrivă. Pentru că și dumneavoastră și noi toți avem această obligație de a mărturisi credința pe care noi am moștenit-o de mii de ani în viața acestui pământ, în viața acestui neam. Am spus de multe lucruri lucrul acesta. Toate popoarele din Europa,
care este un teritoriu al civilizației, al progresului, al armoniei și așa mai departe, toate țările care constituie și alcătuiesc acest drum, au anumite date de creștinare a lor. Iar și Biserica Rusă, care este o biserică, poate cea mai frumoasă biserică ortodoxă la ora actuală, are o dată de creștinare relativ nouă. Numai poporul român nu are o dată de creștinare în care cineva se spune va să creștinat la anii de. Pentru că acest popor s-a născut eminamente creștin, a străbătut toate cele 20 de viacuri de încercări, de foarte multe încercări, și a dăruit acestui pământ într-o veșnicie, biserica în care ne găsim cu toții. Biserica Ortodoxă nu este un produs al întâmplării. Biserica Ortodoxă Românească nu s-a născut dintr-o sincopă sau dintr-o motivație subiectivă a unui timp oarecare. Biserica Ortodoxă s-a născut istoric. Viacurile au așezat-o atunci când Apostolul Andrei a cercetat meleagurile sud, est, Dunărene. Să aveți această obligație de a-L mărturisi pe Dumnezeu, iubiți credincioși și credincioase. Veniți la biserică, rostiți cu toții simbolul de credință. Rostiți orice rugăciune care se spune pe biserică. Nu doar cântărețul sau preotul au această obligație să spune mai Tatăl nostru. Deci Tatăl nostru este al nostru, al tuturor. Dumnezeu cel din cerul este Tatăl nostru, al tuturor. Atunci când spune crezul, biserica mărturisește identitatea ei, apartenența ființială, de ce ține și ce mărturisește. Acesta este rostul rostirii crezului în biserică. Aceste lucruri trebuie să le facem. Să le facem cu toții, pentru că nu facem altceva decât să aducem în sufletul nostru tăria veșniciei lui Dumnezeu, pentru că omul care îl mărturisește pe Dumnezeu devine la rândul lui veșnic în lumina împărăției lui Dumnezeu. Omul care nu moare este omul lui Dumnezeu și omul care îl mărturisește pe Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să le înțelegem. Cred că ne-am bucurat în această seară atât cât suntem astăzi în biserica dumneavoastră de la Popor. Este o biserică frumoasă și să avem vederea de bunul Dumnezeu că va veni și vremea când această biserică va fi tăcăsită, va fi sfințită de către arhiereul nostru de la Paraseus, de Preasfințitul Lucian, și cred că vom pregăti momentul de atunci ca o adevărată sărbătoare, așa cum sărbătoare trebuie să fie orice duminică pentru orice credincios care spune că mărturisește sau crede Dumnezeu în fiecare clipă a vieții sale. Le mulțumesc părinților, oriști, pentru iată disponibilitatea de care dau dovadă de fiecare dată atunci când a fost nevoie. Chiar și la mormântarea Părintele Dragii Mihailovici am cântat la slujba de mormântare și a fost o atmosferă, cred, cu totul și cu totul deosebită.